Mai bine ne pica ceva din Justin Bieber. Generația 2013 a susținut prima probă din cadrul celei de-a doua etape a examenului de bacalaureat din acest an, cu proba la limba și literatura română. Și cum Caragiale, Rebreanu sau Eminescu nu sunt contemporani, absolvenții claselor de liceu nu sunt prea interesați de aceștia, chiar dacă autorii sunt piatra de temelie a literaturii românești. Candidații au ieșit entuziasmați din sălile de examen, asta chiar dacă povesteau între ei că nu au știut prea mare lucru. Ce-i cu fața asta așa pe tine? Cum? Am scris de mă dau degetul. De... Mai bine pica poezie, că le scriam și eu vreo 100 de strofe de poezie. Mai bine pica despre Justin Bieber, un eseu. Da, mă, dracu, măcar să iau un 4 și cu ăsta din oficiu e 5. La cât am scris, îmi dau ăștia un 4. Brânzovenescu, a lui Caragiale din O scrisoare pierdută, a ajuns Brânzoceanu zilelor noastre într-o lucrare scrisă la examenul de bacalaureat. Comedia lui Caragiale a ajuns o comedie tristă a zilelor noastre, un tablou care cuprinde cunoștințele absolvenților de clasa 12-a care la ieșirea din sălile de examen au tratat totul cu ușurință. Asta chiar dacă se află la a doua sau poate a treia încercare de a obține o notă de trecere la examenul de maturitate. Examenul de maturitate este tratat cu copilărie de candidați, chiar dacă acest examen le dă posibilitatea continuării formării profesionale în vederea unei reușite în carieră. Se pare însă că tinerii zilelor noastre sunt mai interesați de o carieră muzicală, de modeling sau, de ce nu, se pare că se pricep să fie comedianți, Brânzovenescu devenind Brânzoceanu.